Salutare, bine ați venit la T-România, eu sunt Alex și astăzi jucăm Diablo Immortal. Jocul a apărut ieri și este free to play. Inițial jocul trebuia să apară doar pentru mobil, dar Blizzard a decis să lanseze și pe PC. Noi astăzi vom juca pe PC, după cum vedeți am mai jucat un pic, am două caractere, un Crusader și un Barbar. O să mai facem încă unul. Puteți alege între Barbar, Wizard, Demon Hunter, Monk, Crusader și Necromancer. O să alegem Demon Hunter. O să alegem Necromancer. Dăm chestia faină în acest joc este că vă puteți schimba caracterul, customize, îl puteți alege după cum vedeți să fie în diferite înfățișări și puteți vedea și un preview cum ar arăta gear-ul pe el. Dăm customize, hai să-l facem cu o piele foarte albă, părul, nu, îl las. Așa e ok. Îl facem ca și... Putem face ca Jack Sparrow, dacă vrem. Tot alb. Sau... Zici că e Arthras, menit-l. No, lăsăm așa. Position... uite, până și... Aici la frunte. Chiar că îl pot face ca... Cheekbones, uite până și cheekbones. Ok, outer cheeks. Facem mai slab. Așa, upper jaw. Ai așa multe chestii. Ai pus pune și tatuaje. Vreau să-l punem cu ceva tatuaje. Dacă punem așa. Și alegem total. Aici ce mai este? Sprâncenele. Se pune ceva sprâncene mai evil. Și culoarea albă. A, nu. Neagră. Așa e ok. Și ochii facem să fie. Așa e ok. Hai să-i punem numele. Haide, merge Alucard. Nu merge. Chrome car. Ok, dăm create și o să jucăm un pic. Până în acest moment jocul este destul de ok. Acest este docul din Wortham. The whole village o să meargă în iad. Nu vrei să duc în alt loc? Ai putea, dar nu. Wortham este dincolo de pădure. Unfortunate things happen to travelers in that forest. Ok. Jocul inițial a fost anunțat în 2018 și a primit un backlash destul de mare, fiindcă toată lumea aștepta ca jocul să fie lansat pe PC. Și cei de la Blizzard au spus că don't you guys have phones? Inițial vroiau doar pentru mobil să-l lanseze și părerea mea ar fi fost o greșeală dacă era doar pentru mobil. Așa e cumva mult mai bine. Mi se pare mult mai ok pe PC decât pe mobil. L-am încercat și pe mobil, dar prefer
să pot vedea toate lucrurile. Hai să-i atacăm pe ăștia. O, e fain că ăsta are o grămadă de... Ce face? Asta e ca un fel de swipe. No, not yet. Looks fun. Așa. Să murăm pe ăștia. Scam cu level 2. Ok. An outsider. Unul din afară. Nu ai ce caut aici. Ai venit prea târziu. Wortham este damned. Pierdut sau... Dacă, dacă vreți mai vă traduc, fiindcă e limba traducerea mea oricum. E fain că am și ajutoare. Necro zice că e OP. Aici. Bă, nu știu ce să zic dacă e OP. Am făcut și un new skill. Rapid, o să securizez eu poarta. Adu ofranda. Cadoul sângelui a deschis calea Domnului. Open Lord Path. Cred că așa e. What's your purpose, stranger? Care este scopul tău aici, străine? Am ajuns. Am auzit că Wortham a fost atacat. Și primarul cere ajutor. Cu ce pot ajuta? Primarul ăsta? Primarul? Ok. Hai că să ne roagă să îl ucidem pe tipul ăla. Hai să mergem pe aici. Grafic arată super bine. Deci, îmi amintește mult de Diablo 3, bineînțeles. O iau bine? Dacă avem aici un skill. Skill. Equip. Ok, hai să mergem. Without a corpse, I cannot still recharge. Din păcate, jocul este foarte monetizat. Cam asta e o chestie. Without a corpse, I cannot. Death is patient. Cam cu level 4. Rathma blesses his own. Equip. Și fiindcă este pay to win, e trist un pic. Am luat-o bine pe aici? Nu, nu cred. Trebuie să iau pe aici. Dar eu merg pe principiu, dacă nu-ți place un joc, fiindcă e foarte monetizat și e gratis, nu-l juca, nu ești obligat să cheltui bani într-un joc. Până la urmă, nu te obligă nimeni să... Deși în Olanda și în alte țări a fost interzis acest joc din cauza sistemelor de monetizare, fiindcă sunt foarte similare cu jocurile de noroc. Adică jocul te va face să cheltui ceva bani dacă nu investești în el. Deși eu nu am, n-am de gând. Uitați, de exemplu, am Hearthstone de atâția ani și nu am băgat nici măcar un ban și nici nu cred că o să bag vreodată. Dar pe de altă parte, nici ziua de azi nu am toate, nici măcar cărțile clasice nu le am pe toate. Ok. Cred că facem level 5 îndată. Without a corpse, I cannot. No, not yet. Este de cine mai căzut. 15, 45, cam la fel. O, cum atacă ceva? That requires a corpse, still recharging. Surprisingly enjoyable. Wrath unleashed! No, not yet. I need a corpse for that. Hai să mergem așa pe aici. You, friend, get us out of here, please! Ah,
another sacrifice arrives. Through your flesh, the Lord of Damnation shall have his prize. I must wait, it seems. Behold the gift of Hell's new master. Da. Este destul de ușor dacă stau și mă gândesc, dar până la urmă, da, e un joc pe mobil, nu e nimic altceva. Să mor noi pe asta. Ok. Press to interact with objects. Corks. He killed them. He killed them all. Hai că l-am omorât. Bineînțeles. Ești bine, prietene. Spune. Yes. I think so. Să mergem noi aici. Ok. Să mergem la blacksmith-ul ăsta, services, și ne putem da un upgrade la salvage. Ok. Dacă ar putea băga în în viitor să bage, să poți da zoom un pic mai în afară, cel puțin pe PC. Ok, să mergem pe aici. Mergem cred că la Decker Kane acum. Da, e Decker Kane. Rămâneți calm, fiecare. We are not bereft of hope yet. Hello, bine, prietene, ai ajuns într-un timp atât de dificil. După cum vezi, sunt bolnav. Am mai văzut asta, deci vă las pe voi să jucați povestea ca să înțelegeți. Ok, hai că atacă la poartă. Hai să mergem pe aici. Și o să-i omor pe acestea și o să închei clipul de astăzi. Și să intre să vă arăt un pic că... Dar cred că povedea și pe asta. Dați să văd dacă... Să omorăm pe ăștia. Acum level 6. Ok. Nimeni mi-a căzut ceva, nu? Skills... interesa în browser. Hai să ieșim din joc. Oare iasă? Leave game. Cred că s-a buguit. De ce nu mă lasă? Trebuie să văd. Văd că nu s-a buguit. Da, în fine, uite, connection lost, check your connection. Oare să fii deconectat din cauza internetului? Stați un pic să încerc să văd dacă pot ieși. Leave game, uite că am putut ieși. Hai să intrăm un pic pe ăsta care e level 20. Să vă arăt cât de monetizat este jocul. Un pic. Ok, deci ăsta este caracterul meu de level 20. Aș trebui să mai vând din ele. Dacă mergem aici, aveți, după cum vedeți, shop, skill, quest, codex, friends, party finder, warband și leaderboard. Aici puteți vedea cine e pe primul loc și... În fine.
hai să mergem la shop să vă arăt. De exemplu, aveți features unde puteți cumpăra foarte multe chestii, de la chest-uri, la bundles, la cosmetics, servicii, currency. Cu aceste currency puteți cumpăra anumite cufere sau anumite iteme sau anumite cosmetice. Uite cum arată acesta, de exemplu, sau acesta, sau acesta. Asta e nice. Și mai este un Battle Pass. Hai să dăm pe See More. E 4,99€, adică 5€ sau 14€. Aveți aici anumite reward-uri. Și aici este un Boon of Plenty. Login rewards, monthly rewards, inventory expansion, remote market access, market trade slot. Deci, jocul fiindcă este gratis, l-au făcut foarte monetizat într-un fel în care Blizzard poate să facă foarte mulți bani. După cum vedeți, lumina arată foarte bine, grafica arată foarte ok. Încă nu am jucat destul de mult să-mi dau cu părerea să zic dacă se merită să joci foarte multe ore, dar din prima impresie jocul se merită să-l încercați și dacă vă place chiar puteți plăti unele chestii în el. Nu e nimic rău să susțineți un joc care e free to play atâta timp cât nu vă axați doar pe chestia asta. Uite, ranking, unlock. Vedeți, eu nu am asta. Dacă dau aici, uite, free. Aici e Battle Pass-ul. Trebuia 100, 150. Eu sunt Alex. Până data viitoare. Salut!